Cristina, mulțumesc foarte mult. Atac sângeros la Târgu Jiu. O tânără a fost înjunghiată în scara blocului. Atacatorul este căutat în acest moment de toată poliția din zonă. Gabriela Mladil ni se alătură cu mai multe informații. Gabi, bun găsit. Ce se știe până în acest moment despre acest atacator? Bun găsit, da, polițiștii din Gorj sunt în alertă pentru a da de urma unor persoane care au atacat această tânără în scara unui bloc din Târgu Jiu. Femeia, vârstă de 27 de ani, a fost înjunghiată și se află la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu cu mai multe leziuni pe corp. Agresiunea s-a întâmplat în această dimineață, în jurul orei 8:30, când tânăra se întorcea de la serviciu. Conform polițiștilor, femeia prezintă mai multe tăieturi pe membre și pe abdomen și a fost găsită de vecini după ce au auzit țipetele acesteia. Deocamdată, polițiștii nu cunosc mobilul acestei agresiuni, întrucât tânăra nu a recunoscut persoanele care au atacat. Femeia se află în spital unde primește îngrijiri medicale, iar polițiștii care au format o echipă operativă încearcă să găsească agresorii. Este cert că tânăra nu a fost agresată pentru a fi jefuită, întrucât imobilizată fiind, agresorii nu au deposedat-o de bunuri. Medicii de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu au comunicat faptul că pacienta prezintă leziuni pe aproape tot corpul, este îngrijită la secția chirurgie, iar starea de sănătate a acesteia este stabilă. Linda? Gabi, mulțumesc foarte mult!